Fațadele nereparate ale blocurilor vechi cad pe trecător și nimeni nu vine cu soluții. Proprietarii spun că nu au bani de reparații, iar primăriile fac uitată legislația care le-ar permite să ia măsuri. Edilii ar putea contribui cu banii la asociațiile de proprietari și ar putea apoi să recupereze sumele în rate. Asociațiile ar putea la rândul lor să ia credite cu garanție guvernamentală și dobândă subvenționată. Inspectorul Pro vă prezintă acest cerc vicios care are ca efect neglijarea siguranței oamenilor. Sute de blocuri din capitală au fațadele degradate. Aproape pe orice stradă mergi, dai de cel puțin un imobil din care pică bucăți de tencuială. Zone precum Magheru, Carol, Moșilor sau Gara de Nord sunt arhicunoscute, dar nu sunt singurele. Acest incident este ultimul surprins de noi când pompierii au intervenit de urgență la o construcție mai veche de 100 de ani. Un ornament de beton a fost la un pas să cadă în capul trecătorilor. Iar astfel de secvențe pot constitui un serial în București. Priviți și acest balcon de 2 tone care a picat pur și simplu pe unde circulau oameni. Autoritățile nu fac nimic. Iată ce se întâmplă chiar sub nasul lor. La doi pași de primăria capitalei este acest bloc care are deja fațada desprinsă. Oricând bucăți de tencuială pot să cadă peste oameni și mașini. Primăria a văzut? Eu am văzut. Primăria chiar a văzut? Aici. Mă, sigur ne e teamă, dar n-avem ce face. Într-adevăr, în ultimii 30 de ani, autoritățile locale nu au mișcat un deget ca să inventarieze imobilele cu fațade deteriorate. Au întocmit doar o listă a celor cu risc seismic și atât. Deși o lege a fațadelor există din 2011 și prevede amenzi de 15.000 de lei pentru primarii care nu o aplică. Iar din 2016 a apărut și legea care le permite edililor să contribuie cu bani la asociațiile de proprietari pentru reparații. În București, din păcate, nici atât nu s-a făcut. Iată cu ce explicații vine Edmond Niculușcă, directorul adjunct al administrației pentru consolidări. Suntem un oraș cu risc seismic. Nu poți repara fațada dacă nu consolidezi clădire. Asta e mai sporite. Dificil, că s-au făcut doar 10 blocuri în nu știu câți ani. Noi ne propunem să facem mai mult. Oamenii vor fapte și nu vorbe. Ministerul Dezvoltării confirmă că autoritățile locale nu au mai înregistrat cereri de finanțare prin legea fațadelor, iar Ministerul Finanțelor Publice nu a mai alocat plafonul de garanție din 2015. Asta în timp ce trecătorii sunt puși în pericol. Este foarte periculos. Am văzut că acolo au pus totuși un afiș. Și da, am pus domnul administrator și cu mine ca să nu cadă tencuiala pe cineva. Uitați-vă cum este. E strigător la cer. Deci dacă vor să refacă fațadele, au tot dreptul să facă asta. Noi, ca autoritate, trebuie să intervenim și asupra reducerii riscului seismic. Vin bucățele până aici. A făcut mașina unui domn zob. Sus de acolo cade, uitați, se vede desprinzătura în partea cealaltă, altă. E jale cu jumare. Vrem să facă fațada, dacă nu ne ajută nimeni, nu putem. Treci pe acolo și îți vine în cap o bucată de tencuială și noi îl plătim de bun pe ăla care o să aibă capul spart. Situații de acest gen nu ar mai avea loc dacă legea fațadelor nu ar sta blocată de mai bine de 6 ani. Fapt confirmat și de arhitectul Adrian Crăciunescu, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Lucrurile puteau fi simplificate dacă se aplica legea. Nimeni nu se preocupă așa atât timp cât nu are vreo culpă penală că din cauza neîntreținerii vreun om a avut de suferit. Da. În lipsa implicării statului, unele asociații s-au apucat să-și repare fațada pe cont propriu. Eu știu că este un om care finanțează toată lucrarea, el ne plătește. Rămâne de văzut dacă astfel de lucrări neverificate de nimeni rezolvă problema de siguranță. Legea fațadelor dă dreptul proprietarilor să ia credite cu garanție guvernamentală pe 5 ani și dobândă subvenționată. Așadar, facilități există. Este nevoie doar de implicarea primarilor. Altfel, prefecții sunt aceia care îi pot amenda pe edilii care, prin lipsa unui plan de acțiune, pun în pericol viața cetățenilor care i-au votat.